Dumnezeu și ne va găsi la proful Romani cu exerciții de matematică. Bine, vedem, Darie. Deci tema pentru acasă. Clasa a șasea. Și la suntem 7, 0, 5, 18. Și continuăm să facem variante pentru teze, da? Da. Și variante Am început la școală numele întregi care le ridic la putere. Deci numele întregi care au putere, da? Și ai ceva neclarități? Da, vreau să mă întreb la un exercițiu. Te rog, te rog. I. Deci le ieșiți acolo, intuie. Mă? Este vor să iei înăuntru. Închid? Nu. Parcă e cald. E cald. Alo. Sunt o lecție de matematică. Sunt într-o lecție de matematică acum. După 10, da. Bine, salut. Zi-mi. Paranteză păstrată, paranteză rotundă. Așa. -2 la a 6-a. Da. Totul la a 2-a. Totul la a 2-a. Egal cu. Păi -2 la a 6-a. Așa. Ar fi 2 ori 2 de 6 ori, adică 2 plus 2 la 6-a, totul la 2. Adică cât? Dacă ar fi fost numai 2, numai 2 la... Deci dacă ai avut așa, 2 la 6-a, totul la 2, cât face asta? 2 la 12. 2 la 12. Da? Ce te deranjează? Minusul la ceva? Da. Da, hai să stabilim acum. Eu azi am făcut și am înțeles că dacă înmulțesc, mă gândeam -2 ori -2 de +2. Și dacă am număr par, îmi dă cu plus și număr impar îmi dă cu minus. Ți-e limpede asta? Da. Mai insistă un pic. Deci eu merg să zic așa, -1 la puterea a 2-a cât este? 1. Dar -1 totul la puterea a 4-a. Totul. Egal cu -1 la puterea a 6-a, egal cu -1 la puterea a 8-a, și egal cu egal cu -1 la puterea 2-a. Deci, -1 la puterea, la o putere pară, este totdeauna plus. Din ce motiv? E minus ori minus. Da. La mulțire, minus ori minus face plus, deci ăsta e motivul. Când ridicăm pe -1 la putere impară, deci, -1 la a 1-a, egal cu -1 la a 3-a, și egal cu -1 la a 5-a, și egal cu egal cu -1 la 2n plus 1. Da? Adică, și face tot timpul -1. Rezultatul este -1. Pentru că -1 la 3 înseamnă -1 ori -1 ori -1 de câte ori? De 3 ori. De 2 ori face plus și mai rămâne minus. Acela face minus. Aici, de același lucru. Pentru că pe -2 eu îl pot să scriu așa. -1 ori 2. -2 înseamnă -1 ori 2. Totul la puterea cât era? Totul la puterea 6 ori 2, 12. Aș vine -1 la a 12. -1 la a 12. Ori 2 la 12. Și care -1 la putere pară am stabilit-o împreună. Acum face plus 1. Și rămâne 2 la 12. Sigur că de la loc acolo nu mai stai pe gânduri. Te-ai uitat repede, a rezultat -2 la puterea a 12. Eu ți-am făcut un desfășurat ca să înțelegi tu de unde vine și ce se întâmplă. Da? Alte gheșițuri? Te rog, repede. -5 la 3-a. 5 totul la a treia. Ori plus 2 la a treia. Ori plus 2. Plus 2 așa, nu? Da. La a treia. Egal cu? Minus 5 la a treia. Minus 120. Nu rezultatul primei lucru, cu putere ne interesează aici. Păi, minus 5 la... Fii și ăsta la a treia și la asta la a treia, cum mai poate fi scris? Minus 10 la a treia. Deci va fi, ca să înțeleg tot omul, minus 5 ori plus 2, totul la puterea a treia. Că e și primul și al doilea. Proprietatea este a ori B, totul la E, egal cu a la E, ori B la N. Dacă avem A la N ori B la N, înseamnă ori B totul la N. Deci, la mulțirii, și unde mai este asta legat? Și la împărțirii. Da. A supra B totul la N, egal cu A la N, supra B la N. Invers, dacă avem egalitatea, avem așa, A la N supra B la N, poate fi scris ca fiind de. Deci egalitatea se citește din stânga spre dreapta și din dreapta spre stânga. Da? Da. Deci depinde de cum avem noi. Noi acum am avut o A la N ori B la N. A la a treia ori B la a treia. Se scrie A ori B, totul la a treia. Și rezultatul este? Facem înmulțirea minus 5 ori plus 2. Minus 10. Deci facem minus 10 la puterea a treia. Și care face, în final, minus 1000. Minus 1000. Deci, trebuie să înțelegem că e minus 1 aici, la a treia, care face minus 1, ca așa am spus la câte din pare, ori 10 la a treia. Și rămâne minus 10 la a treia. Rezultatul acesta scris în felul ăsta înseamnă că pe minus 1 ori minus 1 ori minus 1 de 3 ori, înmulțire face minus 1, da? Minus 1 ori 10 la a treia. Și aici, cum ai spus tu, e egal cu minus 1000. Minus 1000. Dacă vrem să dăm sub formă asta. Dar nu sub formă de putere. Alte greșiți-ul? Da, înțeleg. Deci, ți-e clar? Dacă ți-e clar, mergem mai departe. Am... În figura de mai jos determinați X, astfel încât D1 paralel cu D2. Este imaginea, domnul profesor. Deci, să găsim pe X, așa încât D1 să fie paralel cu D2. 6. De la D2, 6. Nu, așa. La... Teza 7. Da, teza 6. Varianta 7. 5 parte este așa. 6, 6. Cu paralel. Teza este 5 și subiectul 6, parcă. Da, cred. Așa. Da, așa. Deci, în figura de mai jos, avem două drepte paralele, D1 și D2, și o secantă, iar unghiul de aici este 4x plus 18 grade, iar unghiul celălalt este 5x minus 65 de grade. Ce știm? Două drepte paralele, tăiate de o secantă, formează perechi de unghiuri congruente. Da? Perechi de unghiuri congruente, dacă sunt paralele. Da. Unghiurile acele care vor forma perechile acele sunt congruente. Hai să le numărăm din nou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Acestea sunt cele 8 unghiuri care spun perechi, poartă niște nume, un nume, sau perechile acestea poartă nume precise, concrete. Care sunt unghiurile acestea? 2-ul și cu 6, cum se numesc? Nu sunt alterne interne, nici alterne externe, nici pot fi congruente? Nu, păi congruente toate vor fi, din cauza paralelismului, toate sunt congruente, dar cele trei categorii sunt alterne, interne. Deci spunem alterne, interne. Care sunt alterne? Alterne, interne, da. 3 și 5. Deci alterne, interne. Acestea sunt perechile. 3, 5. 3 cu 5. Unghiul 3. Congruent cu unghiul 5. Da. Ne permite să spunem că avem paralelismul. Deci, fiindcă D1 paralel cu D2. Așa. Avem aceste alterne interne congruente. Apoi... Noi avem alterne interne 4 și 6. 4 și 6. Tot... alterne interne. Așa. 4 congruent cu 6. Deci, repet, congruența o punem din cauza că ele sunt paralele. Altfel spune perechile aceste 3 și 5 fără să mai spun congruente. Sunt alterne interne. De ce poartă numele de alterne interne? Că alternează de o parte și de alta. Da, și sunt în interior. Între cele două drepte. Da. De ce poartă numele alterne interne? Alterne externe. 2. 1 cu 7. 1 cu 7. Congruent cu 7. Și 2 congruent cu 8. Și 2 congruent cu 8. Deci alterne externe. Și 3 corespondente. Da, corespondente. Că 2 cu 6. 2 cu 6. 2 congruent cu 6. Unghiul 3 cu 7. 3 cu 7. 3 congruent cu 7. 4 cu 8. 4 cu 8. Te duci pe partea cealaltă, da? Da. 4 congruent cu 8. Și 1 congruent cu 5. 1 congruent cu 5. Acestea sunt perechi de unghiuri alterne interne, externe, alterne externe și corespondente, congruente datorită paralelismului. Dacă într-o problemă vreodată trebuie să arăți că două drepte sunt paralele, atunci tu cauți să găsești o secantă și să surprinzi una din perechile acestea. Una. Din niște motive altele. Da? Din raționamentul de acolo, din tot ce îți dă în ipoteză. Și dacă arăți că sunt alterne interne congruente sau alterne externe congruente sau corespondente congruente, le obligi pe cele două drepte să fie paralele. Da? Ne-am înțeles aici la... Trebuie să dau front pe X. Acum, în problema noastră, noi trebuie să arătăm X așa, știm că sunt paralele. Păi noi știm că 1 cu 5 așa. Sunt congruente. Deci, 1 cu 5. Sunt congruente. Așa. Și... de aici poate rezulta, știm că și 1 cu 3 sunt congruente, nu există o brusă la vârf. Da. Și cu 1 cu 3 este congruent și 1 cu 5 e congruent, deci rezultă că și 3 și 5 sunt congruente. Dar ce nu te deodată? 3 cu 5 sunt congruente? A, de alterne interne. Sigur că da, nu mai pierdem timpul. Nu. Deci nu e rost în timp, da. Ci pur și simplu, la demonstrație spunem cum? Cum 3 congruent cu 5, ca fiind alterne interne, rezultă că 4x plus 18 grade egal cu 5x minus 65 de grade. Ceea ce ar însemna echivalent cu... Păi vom aduna 65 de grade. Da, și scădem 4x. Deci rămâne că x egal cu? X egal cu 18 plus 65. 83. 83 de grade. Terminat problema. Deci, nu aveai deloc nevoie să stai pe gânduri, ci îndată spune, din cauza paralelismului, 4x plus 18 trebuie să fie egal cu 5x minus 65, ele fiind cu alterne interne și gata, problema e rezolvată. Alte chestiuni? Latura AC a triunghiului ABC se ia punctul M. Astfel încât... Este o altă problemă asta. Da. Spune 7, problema 7. Așa, care zice cum? Pe latura AC a triunghiului ABC... AC a triunghiului ABC... Se ia punctul M, astfel încât AM este cât BM. Deci cum spunem noi? E ipoteză, da? Ce să dăm ipoteză? Punctul M aparține, așa zice, nu? Punctul M aparține lui AC. Da. Așa încât? Astfel încât AM congruent cu BM. AM congruent cu... Dacă zicem congruent, punem sec înainte. Da. Dacă spunem egal, da? Nu mai punem nimic. AM congruent cu M. BM. MB. MB. Așa. Prin M se construiește paralela la AB, care intersectează pe B în M. Deci prin M se construiește paralela lui AB, care intersectează pe BC în N. Ia mai citești odată, să înțelegi și tu. Prin M se construiește paralela. Deci să luăm un triunghi ABC, da? Da. Ca să înțelegem A, B, C. Punctul M e pe AC. Dar unde e M? La mijloc, dacă spunem problema. Da. Nu, spune că AM congruent cu BM. AM congruent cu... Păi așa că scrie pe latura AC, n-ar fi trebuit AB? Că n-are sens. Că mai bine spunea AM congruent cu MC. Nu cu MB. Păi, mai vedem încă de altfel? Pe latura... Pe latura AC a triunghiului 7. Pe latura AC a triunghiului se ia cum se ia, spune că AM se congruent cu BM. Deci AM congruent cu BM. Păi ar însemna, cum am făcut noi figura, și pe latura AC. AM congruent cu BM. Așa se ducem. Noi... BM, atunci AM ar trebui să luăm mai de aici undeva. Ideea cum am făcut noi, AM să iei cu BM. Așa ar arăta. Da. AM, uite, vezi? AM să fie cu BM. Și ce unul punem? Ce au rămas aici? Pe latura AC, pe toată dreapta asta AC. Ah. Nu a zis interiorul segmentului. N-am văzut închis acolo la segment. Pe dreapta asta. Astfel încât AM se egal cu BM. Prin M se construiește paralela la AB. Paralela la AB. Stați puțin, dacă AB este congruent cu MB, nu înseamnă că e isoscel? Sigur că da. Cine e triunghiul? Care triunghiul este isoscel? A, MB. Sigur. AMB este isoscel. Și acum, prin M, ducem o paralelă la AB. Deci, ne uităm aici și ducem o paralelă la AB. Așa spunem. Prin M, ducem o paralelă la AB, care intersectează pe BC, nu așa cred eu. Paralela prin M la AB, care intersectează pe BC, segmentul BC în N. BC în N. Știi? Atunci, hai să facem așa. Uite că aici spune cu BC, cu segmentul BC. Înseamnă că mă obligă pe mine să fac un alt desen. Da, vezi tu? Ar fi trebuit să latura AC mai lungă. cum am notat noi. Spune că A e mai aici. Spune că A e pe AC. A, B. Așa am notat A, da, B, C. A, B. Și C. Hai să notăm, să facem alt triunghi. Ok. Deci fie asta mai mare și asta mai mică. Deci A, B, C. Sau trebuia să schimbăm literele de acolo între ele. Se ia un punctiem. Deci pe AC se ia un punctiem. Acest punctiem nu se ia la întâmplare. Încât AM să fie cât AB. Adică, într-un fel, cât AB. Da? AM să fie cât AB. Adică dacă aș avea compasul acum, aș lua deschizătura măsura așa și văd cât e de mare, dar și tu întâi iei măsura lui AB. Păi da, asta am făcut. Și până de la A până la M, vezi exact cât este și ai găsit. Acum, prin punctul M, zicem problema, prin punctul M ducem o paralelă la AB. Care taie. Adică un MB-ul? Nu. Prin M ducem o dreaptă paralelă la AB. Nu, cum am ținut dumneavoastră, M cu B-ul unesc, nu? Păi, nu a spus că AM să fie egal cât MB? Ok. Deci mi-a spus asta, da? AM cât MB. Și acum prin M ducem o paralelă la cine? La BC. Da. Și care îl intersează pe asta, la AB și îl intersează în punctul N. Arătați că unghiul BAC are 60 de grade. Deci mai departe, MN, să notăm și noi, MN e paralelă cu AB. Da? Și după ce am făcut toate chestia asta, în concluzii, dorim să arătăm amic că măsura lui BAC, măsura lui BAC este egal cu 60 de grade și aflați, dacă măsura, dacă măsura lui BAC e egal cu 1, atunci măsura lui BMC egal cu câte grade? A mic, B mic. Arătați că mână bisectoarea lui BMC. Bisectoarea lui unghiului BMC. Deci mână, bisectarea unghiului BMC. Păi, dar știm că unghiul BAC. BAC. Ăsta de aici este de 60 de grade. 60 de grade. Și ne se cere să aflăm pe BMC. 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 Asta. Păi. Profesor. Noi știm că triunghiul MBA este isoscel. Da. Deoarece MB este congruent cu AB. Da. Știm că într-un triunghi isoscel, unghiurile la bază sunt egale. Da. Deci va rezulta că unghiul BMA este tot 60 grade. Păi, astea sunt egale. Da. Și care sunt unghiuri la baza triunghiului ăsta cu vârful M? Triunghiul ăsta. Păi, dar vârful nu-i B? De data asta vârful eu îl văd M. Că dacă latura asta e cât asta, baza e asta. AB. Nu așa trebuie să gândim? Atunci e ce. Deci când spune laturile triunghiul isoscel așa e dat, baza asta este. Dacă asta e egală cu asta. Da? Păi, dacă e triunghi isoscel, știm că unghiul MBA este de 60 grade. Deci ăsta e tot de 60 de grade. Din, 60, din 180 de grade scădem 100, vine tot 60 de grade. Deci triunghiul ăsta ce fel de triunghi devine? Echilateral. Echilateral. Și am aflat, deci nouă ne trebuie unghiul MBC. BMC. BMC. Păi, știm că unghiul acolo M este 60 de grade. Da. Dar dacă luăm și altă parte, ca să fie de 180 de grade, da. Scădem din 180 60 și știm că e 120 de grade. Sigur că da. Deci tot unghiul ăsta e unghi alungit. Da. Da, 100 cât este? Unghi exterior. 180. Sau poți zici că e unghi exterior care e suma unghiilor nealungate. 60 pe 10, 180. Sau altfel, ai zis bine, 180, scădem 60. 60 și 220. Și rezultă că unghiul acela care ne interesează, ăsta de aici, 120 de grade. Este 120 de grade. Și gata, punctul A. Și pe urmă se arată că mână bisectoarea unghiului B-M-C. Mână bisectoarea unghiului B-M-C. Păi. Trebuie să putem arăta că l-am împărțit exact în două. Da. Păi dacă este... Deci trece paralel prin M. Da, am dus-o paralel. M-ul e paralel la AB, nu degeaba. Păi dacă este paralel M, este paralel. Unește vârful, trece prin vârful lui M. E o dreaptă paralelă. M e paralelă cu AB. Fructificăm acest lucru. Ori de câte ori avem două drepturi paralele, căutăm să vedem o secantă ca să putem să ne ducem pe altern intern, altern extern, corespundent. Păi avem secanta CB. CB este o secantă a celor două drepturi paralele drept. Sau AC. Și AC este o secantă. Și du-te pe secanta asta. Pe secanta BC. Ce poți să tragi la secanta BC? Pentru cele două drepte paralele și asta e secanta. Păi știm că toate unghiile din unghi sunt de 90 de grade. Cum toate unghiile? Nu înțeleg. Păi unghiul 1 este congruent cu unghiul 3. Și pentru că sunt toate de 90 de grade. Toate sunt de 90 de grade? Da. De unde vezi tu asta? Cine a spus că sunt de 90 de grade? Niciodată dacă o figură îți spune ceva, nu te duci pe argumente, din ipoteză, da. Și nici nu poate să fie. Adică nu văd eu că unghiul ăsta e cât ăsta. E vorba. Și chiar dacă ar fi din greșeală în construcții, făcând un caz particular, nu ce observi tu acolo din desen, nu se putează. Da, nu se ia în considerare, n-ai argumente. Te ajută secanta asta pentru a ajunge că ăsta e cât ăsta? Nu. Nu te ajută. Mă ajută secanta AC. Atunci secanta AC. Cu drept. Știu că la secanta AC astea sunt paralelele. Da. Și astea e secanta. Păi știu că unghiul AM și ceva, nu știu, D, este cât CMN. CMN. Este cât A, M și D, de exemplu. Deci, unghiul CMN, cu ce unghi îl vezi tu, în baza faptului că avem unghiul dreptului paralel și secanta aici? CMN. Cu ce unghi îl vezi? Păi cu unghiul... Păi eu pus la vârf. Este un unghiul pus la vârf acolo. Unghiul pus la vârf? Da. A, M și... N-am dat de A, M? Și da. Și așa? Nu, așa? A, M și... În spatele la M mai punem o literă. Aici? Responsul. Da, de exemplu D. Da, P. Deci, A, M, P, este cât C, M, N. Cât C, M, N, din ce motiv? Pentru că sunt opuse la vârf. Da, dar de ce nu exploatezi paralelismul ăsta? Astea două drepte și paralelitatea deosecantă. Ca să spui deodată, C, M, N, cu cine este congruentul, fără să stai pe gânduri? C, M, N. Da. Te-ai dus aici. Am înțeles, te-ai dus la asta. Este congruent cu M, A, B. Păi, de ce? Pentru că sunt alterne... Nu. Sunt corespondente. Corespondente. Tu te duci la ăsta, o pus la vârf, ăsta cu ăsta, că sunt alterne interne, dar pierzi timpul. Deodată unghiul de aici, cât ăsta de aici, ca fiind unghiul corespondent. Ele sunt, corespund de aceeași parte a secantei, nu? Și fiind dreptele paralele și congruente. Deci da. Corespondente și congruente. Așadar, cât este asta acum, în clipa asta? 60. 60 de grade. Și celălalt tot 60 de grade. Tot era... Tot era 180, adică celălalt tot 60 de grade. Corect. Ai mai vedea o altă secantă pentru dreptele paralele și să te duci pe raționament să poți. O altă secantă vreau să valorifici. Pentru cele două drepte. Aceleași două drepte paralele. A, B cu ele. BM. BM. Ce poți să spui de BM? Că este secantă. Secantă, da. Și atunci? Și rezultă că am două unghiuri. Nu mecanic vreau să înțeleg. Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și acum ca să zici... Nu, că nu le văd unghiul ăsta. Uite-mă! Ăsta de aici și cu ăsta de aici. Ele sunt între cele două. Sunt de o parte și de alta. Sunt alterne interne. Alterne interne. 60, 60 și gata. Problema. Deci și pe partea asta. Pe partea cealaltă cu secanta C le avem pe astea corespondente. Iar pe partea cealaltă cu IMP le avem alterne interne. Da. Deci cu asta problema este rezolvată. Hai să redactăm repede. Vreau să fii mai vigilent, așa și mai atent ca să putem merge rapid. Demonstrație. Demonstrație. Zice. Păi măsurării BMC. Noi trebuie să redactăm și punctul A. Trebuie BMC. Hai, dar lasă punctual. Păi, da, știu că triunghiul MBA este isoscel. Zici, plecăm așa. MA, AM congruent cu... Nu? AM congruent cu MB. Știi ce rezultă că... Triunghiul... Triunghiul... MAB triunghiul MAB este isoscel și triunghiul fiind isoscel rezultă că AB baza, da? Și deci AB este bază și atunci ce laturi? Laturile și ce unghiuri sunt congruente? Unghiul MAB cu MBA. MAB congruent cu MBA. MBA. Care e 60 grade. Și cum de sub avem că măsura lui? Unghiului A. MAB este de 60 grade. Egal 60 de grade.